Bună, dragii mei, și bine ne regăsim la un nou clip de cumpărături lunare. Încep cu hipermarketul Carrefour și, după cum vedeți, ne pregătim de începerea școlii, respectiv a grădiniței. Avem foarte multe rechizite. Dar, potrivindu-se așa ca nuca în perete, o să încep cu niște congelate, că atât am pe parte de alimentare din Carrefour de această dată, câteva congelate. Am două mixuri de legume Findus pentru ou, acestea, și cinci înghețate Magnum vegane, pentru că au fost la oferte la un moment dat în Carrefour. Sunt grozave aceste înghețate, sunt vegane, deci în zilele de post iam, iam, iam. E practic o înghețată de vanilie îmbrăcată în ciocolată cu fulgișor de migdale. Și încă o înghețată pe băți de la Hegandasie cu ciocolată și migdale. Am o pereche de pantofi sport pe care i-am cumpărat pentru Sofia. Au fost doar 35 de lei de la Tex. Sunt foarte ușori, nu știu cât vor ține și cum se vor comporta. Aveau și culori mai drăguțe, mai de fetițe, roz, așa, dar am zis că bleu marinul ăsta pentru orele de sport e perfect. Doar că nu știu dacă cei mici vor face ore de sport anul acesta. Cred că focusul va fi pe matematică și română și înapoi acasă. Probabil stau câteva ore la școală și atât, dacă nu cumva va fi exclusiv online. Bun, și trecem acum la rechizite. O să vă spun că eu încă nu am listele, noi n-am primit listele nici de la școală, nici de la grădiniță. Am consultat niște liste așa de pe internet și toate rechizitele pe care le-am luat sunt de pe lista pentru clasa 1, deci pentru Sofia. Că la grădiniță așteptăm totuși lista oficială cu jucării și ce ne cer de obicei. Deși dacă vor fi necesare și lucruri de aici, cu siguranță îi le dăm și Amelie, îi dăm și Amelie la grădiniță. Un stilou i-am luat Sofiei, de fapt i-am luat două, veți vedea imediat. Acesta are o rezervă, iar acesta vine la set cu 6 rezerve și un pic pentru șters. Un set de acoarele din acestea la tub, cu care m-a nebunit Sofia că vrea să picteze, dar mie cam teamă să-i dau voie în casă. Dar și o cutie cu acoarele din acestea clasice, acestea au și o pensulică, clasice și comode pentru cei mici. Hârtie creponată în mai multe culori. Un păhărel de ăsta care devine dublu, deci se fac două, după cum vedeți aici, pentru apa de la pictură. Nu știu dacă când pictează pentru ora de desen, nu știu dacă vor face oră de desen, nu știu dacă vor avea nevoie de un asemenea păhărel la școală. I-am mai dat unul și anul trecut, dar dacă nu, mai ales faptul că se fac două așa, e foarte util la noi în casă pentru când se joacă amândouă, pentru când pictează amândouă și Sophie și Ami. M-am bucurat să găsesc acest set de creioane cerate, carioci și creioane obișnuite din lemn de la Bic. Se deschide așa frumos și mă gândesc că sunt ok de luat în ghiozdanel și apoi când are nevoie își face treaba cu creionele și apoi le pune la loc, decât să le pun într-un penar. Ce nu v-am spus eu, de aceasta am și consultat niște liste online, e faptul că noi n-am primit listele de la școală, de la grădiniță, dar pentru că acum sunt promoții în magazine, eu v-am spus că lucrez într-un centru comercial și am un acces mai facil la magazine, la hipermarket, la Carrefour, de exemplu, și la ce înseamnă promoții și reduceri, adică le văd imediat. Atunci am zis că ar fi bine să cumpăr, pentru că cred că ce am luat eu aici va fi oricum util, dacă nu anul acesta, sigur la anul, și dacă nu toate anul acesta, sigur și la anul. Un set de 4 picuri pentru șters cerneala și un set de multe rezerve pentru stilou. Hârtie glisată, aici sunt 10 caiete practic cu foi din acestea colorate. Acoarele, pensule pentru desen, sunt 4 aici la set în dimensiuni diferite. Foarfecă. O carte de povești pe care n-am cumpărat-o pentru școală, am cumpărat-o pentru noi acasă, fiindcă ni s-a terminat, am intrat în ultima carte, să spun așa, pe care o aveam din bibliotecă și tot timpul am grijă să avem o rezervă. Ultima carte din bibliotecă, așa, cu carte pentru vârsta lor, a Sofiei și a Ameliei. Vă dați seama că avem cărți de adulți, dar din acestea pentru micuți, așa, am grijă să am mereu o rezervă și Între timp am mai primit foarte multe de la prieteni, deci nu o să trebuiască să mai cumpărăm, însă pe aceasta am cumpărat-o. Caiet de desen, 3 caiete tip 1. Eram concentrată pe tip, că nu mai știam că sunt mai multe tipuri, dar acestea pentru clasa 1 sunt tip 1. Și 2 caiete cu foaie velină. Și de la Kaufland am luat un lapte vegetal de migdale și un mix, cred că, de lapte vegetal din ovăz, special pentru cafea. Eu îl vreau pentru cappuccino meu de post pe care îl fac cu cicoare, știți voi. Ca să fiu sinceră, mă așteptam să facă minuni chestia asta, să fie cremos, să fie ca laptele gras, așa, știți, așa vi-l imaginam eu, și nu, în final tot ca celelalte tipuri de lapte, mi se pare că e orez cu lapte de la Rizo cu căpșuni și zmeură, salate de ton cu paste și cu fasole boabe, arahide în crustă de wasabi, e placul Florin acestea, poieni foarte buni biscuiții ăștia, sunt de post, sunt biscuiți de vanilie îmbrăcați în ciocolată, tot gustărele, acest brownie mousse de la Eti, abia a apărut și vreau să văd cum e. Addicto Fresh, e o prăjitură cu nucă și miere, de asemenea vreau să o încerc. O ciocolățică Heidi pe post de gustare pentru zilele de post și un Reese's Sticks. Știți că am o slăbiciune pentru dulciurile care conțin unt de arahide. A căzut, se mai întâmplă. 2 pachete de șervețele umede, semințe de chia și merișoare uscate, confiate. Avea o promoție la acest ton cu usturoi și chili și știți cât îmi place usturoiul, da, și usturoiul, dar tonul cu ardei iute cu chili. Bun, și am terminat cu alimentarele. Avem nealimentare, o pereche de mănuși de menaj, o mască pentru păr, pentru fete 2 bombițe de baie care conțin ceva surprize, o surpriză probabil, în interior după ce se dizolvă, și nu aveam nevoie de așa ceva acum, nu erau nici la vreo promoție, dar am zis, m-am consultat cu Florin și am hotărât să le luăm, am fost împreună la cumpărături. De fapt, chestia asta întâi am văzut-o, uitați-vă un pic ce frumusețe, este un gel de duș, da, dar uitați ce, chiar eu când l-am văzut m-am topit, așa zic, mamă, asta pentru un cadou. Și apoi acest gel de duș cu fățuca lui Sky, cred că se numește, de la Patrula Cățelușilor, care e foarte dragă Amelie. Amelia a nebunit pământul cu Sky. Și deși am zis inițial să nu luăm chestiile astea, că nu ne trebuiesc acum, că nu le trebuiesc fetelor, apoi, cum vă spuneam, m-am consultat cu Florin și am zis că ar fi bine să le luăm și să rămână acolo pentru când se ivește o ocazie. Da, eu v-am mai spus, știu că părerile sunt împărțite, dar fetele noastre nu primesc așa chestii doar pentru că trebuie să existe o ocazie. Ne-o creăm, dacă ele au fost niște fetițe foarte cu minți, o să le spunem, astăzi v-ați comportat extraordinar de bine și primiți asta. Și ele se bucură pentru că nu primesc des chestii, mă rog, mama le cam răsfață și le mai ia mici surprize, dar pentru că nu primesc foarte, foarte des, apreciază orice lucru. Și da, chiar dacă este un gel de duș, care oricum trebuie să existe în casă, faptul că arată așa le va încânta fantastic. Bun, acesta a fost Kauflandul, iar acum trecem la, să nu vă ia amețeala, DM. În DM am găsit acest rucsăcel la 46 de lei, e foarte ușurel și drăguț, nu știu de ce va avea nevoie la școală, n-avem lista, habar n-avem, am tot așteptat, am zis că nu cumpăr nimic pentru școală, grădiniță, până nu primim oficial de la doamnele, dar mie că atunci când le voi vrea, nu le voi mai găsi la oferte lucrurile astea, așa că încet, încet am cumpărat câte unele. Tot din DM acest penar, de asemenea la un preț foarte bun, 16 lei, 15,99 parcă a fost. o pastă de legume reduse la 5,59 lei. Apropo, reducerile astea pe care le făceau ei cu vreo 3 luni în avans de 50% nu mai există, acum le-au transformat în 30% și afacerea nu mai e așa de grozavă, deci de la 7,99 la 5,59. Pastă de dinți de la Colgate în două variante, Optic White și aceasta Advanced White cu cărbune. Două cutii cu punguțe pentru tampoanele folosite. Am găsit și abia aștept să încerc aceste chipsuri de lămâi, de banane verzi, de plantan, cu gust de limete sunt acestea, cu gust de lămâie verde. Erau mai multe variante, dar doar acestea erau la promoție și am zis să nu iau decât așa, că poate nu-mi plac și n-are rost să dau banii, nu sunt foarte ieftine. Un șampon, mă bucur că am găsit așa cu pompiță, vă spuneam eu că atunci când le găsim luăm variante din acestea că sunt mai comod de folosit și două geluri pentru curățarea vasului de toaletă de la DAC. Paste bio în formă de animăluțe, câteva specialități de astea croate, parcă ghiveci. Deci eu și Florin suntem înnebuniți după legume și când vedem chestiile de genul ăsta și el m-a nebunit. Când filmez vreau să le mănânc, Așa, această zacuscă în stil croat cu vinete ceva și cu legume. Pe asta am găsit-o eu și la reducere, nu știu de ce, 9,79 de la 13,99. Aivar, iam. Și atât cu specialitățile croate. Mai avem roșii cuburi, fasole albă, pasă de măsline în săptămâna grecească, sos, cum spuneai, sos de roșii cu ceapă. L-am mai cumpărat o dată pe acesta și este extraordinar de bun. E gustul ăla de sos scăzut făcut în casă. Foarte bun. Păstăi, fasole verde. Un mix de biscuiței, dar cu arome, gust interesante. N-am mai întâlnit așa, pe unele dintre ele cel puțin, și de aceea am vrut să le cumpăr, să-i cumpăr biscuiței ăștia. Aceștia sunt cu matcha, gust de matcha, mai iau, nu știu, bucățele de măr, unii... Da, am zis că e o chestie interesantă și aș vrea să o încercăm, să-i încercăm și noi. Cremă de brânză, eu am zis că e o cremă de brânză sau de smântână ceva, dar Florina a zis că nu, că conține smântână fermentată, ardei, grasă, acru și ușor picantă. În fine, oricum sună bine, o cremă de brânză cu ardei, n-are cum să fie rău. Pâinici de astea uscate pe smeți cu arome, cu usturoi și pătrunjel și oregano, roșii și oregano. Niște palmieri îmbrăcați în ciocolată, ăștia sunt de post. Biscuiți de ciocolată cu cremă. Și niște cărți aveau, eu am o slăbiciune pentru cărți, îmi place să le cumpăr fetelor. Aceasta e pentru clasa a treia, spun ei, povestiri de citit captivante, erau mai multe variante. Și acestea sunt mini cărticele, m-am gândit că această carte o va lua Sofia și pe acestea Ami. 5 mini cărticele așa drăguțe tare, cărticică de adus somnul, povestiri pentru micuții somnoroși, povestiri de seară, noapte bună și moșie ne povestește. Atât de la Lidl, dar am uitat iarăși să vă arăt ceva de la DM. De fapt, a fost pus împreună cu astea de la Lidl și până la urmă nu contează. Holul-i hol, e la comun. Pâiniță de asta de secară își cumpără Florin pentru că îi place, mie nu-mi place deloc. La preț întreg este 5,49, deci aceasta a fost 5,49, dar a găsit-o și la ofertă la 2,74 lei. și două iaurturi de caju la 4 lei și 19 bani, pe care le folosesc la sosul de usturoi. Fac mușdei de usturoi, pun cam jumătate din borcanelul ăsta și iese un sos de usturoi delicios. Iar în încheiere, multe articole vestimentare, dar până la acestea am fost în Mario No pentru că am avut un voucher din acela de reducere 25%, se strâng puncte și la un moment dat ei îți trimit un asemenea voucher acasă. Am cumpărat această cutie, acest set cadou, pentru că urmează să merg într-o vizită și cred că doamnei va plăcea ce am ales aici. Este un gel de duș, o cremă pentru corp și o cremă pentru mâini cu miros de portocal sau de flori de portocal. Și această doamnă iubește foarte mult pisicuțele și am luat și un carnețel din acesta, am dat doar 6 lei pe el și este luat de la un magazin gen Dragonul Roșu, ca să înțelegeți, din Focșani, un magazin de ăsta cu chinezării, dar mi s-a părut atât de drăguț și îmi place că există print și pe partea asta, pe muchie, așa, da. Și tot din Mario Nou am cumpărat 3 pachete cu șervețele umede. Cum acestea miros a lavandă, acestea conțin acid hialuronic, iar acestea sunt cu titri, cu ulei de arbore de ceai sau ceva. Bun, mi-am cumpărat 2 rezerve pentru periuța de dinți electrică, eu am de la Philips acum. Și trecem acum la H&M. Am cumpărat acest penar, îl va folosi care dintre fete se va nimeri. Mi-a plăcut prea mult să nu-l cumpăr, mă tot învârdeam după el, nu a fost la vreo reducere sau ceva, e din colecția nouă, doar că am putut folosi puncte obținute prin aplicația aceea H&M și am dat pe el doar 15,99 lei de la 19,99. Îmi place, în afara faptului că e super drăguț așa și că e din plastic și se poate curăța ușor și că are sclipici, îmi place că e transparent și copilul poate vedea ce e în interiorul lui. Și tot din H, dar acestea la reduceri măricele, câteva pijamăluțe le-am luat fetelor. Acestea sunt cu mânecă lungă și pantalon lung. Deci sunt de iarnă, toamnă, primăvară, nu sunt de vară. Așa, cu Elsa. Au fost 24,99. Iar acesta este un set tot din acestea cu mânecă lungă și pantalon lung, dar este un set de 2 pijamăluțe. Primul este acesta așa, gri și cu ponei pe un picior și în față pe bluziță. Și cea de-a doua pijamăluță este așa roz cu bulinuțe albe. Și setul de 2 pijamale, deci ambele pijamăluțe, au costat 50,99. Iar acesta e un set tot de 2 pijamăluțe, dar pentru vară, de vară, cu tricou cu mânecă scurtă și pantalonași scurți. Acesta e primul set, prima pijamăluță. Iar cea de-a doua este aceasta. Pantalonii sunt turcoazi simpli. Iar setul de 2 pijamăluțe de vară a fost 30,99, deci ambele. Și tot pe acest principiu de reduceri și mega reduceri peste tot, în care nu-ți iei tu mămica sau tăticul ei pentru copii, la C&A au avut super promoții. I-am luat Sofiei o pereche de dresuri care îi vor trebui la școală, din acestea subțirele așa. Ele inițial au fost, nu știu cât au fost, după aceea au fost reduse la 17,90, apoi la 9,99, iar eu când să plătesc la casă am dat o hârtie de 10 și mă pregăteam să plec, doamna zice că sta să vă dau restul, 5 lei, că de fapt toate articolele reduse în acel moment se mai reduceau odată la jumătate, deci am dat doar 5 lei pe aceste dresuri. Și ce vă arăt acum de aici, toate, de la prețul pe care îl vedem împreună pe etichetă, au fost reduse cu 70%. Asta era promoția în desfășurare în acel moment, probabil să lichideze stocurile rămase. Și așa că ne uităm împreună cumva. Mi s-a părut că am făcut o super afacere cu ele. Deci inițial șosețelele astea sunt niște șosețele, au fost 34,90 și la casă s-au redus cu 70%. Bluzița asta mi-a plăcut foarte mult, e grosuță așa și cu aplicația asta, a fost oricum foarte ieftină, 39,90, dar de asemenea a fost redusă cu 70%. Aceștia sunt niște colănței așa mai groși, 39,90 și ei reduși cu 70%. Ce vreau să vă spun că o să observați că bulinele astea au culori diferite. Inițial, cei de la C&A, când au introdus reducerile astea, promoții, reducerile de la sfârșitul verii, au aplicat pe bonurile produselor buline în diferite culori și fiecare culoare semnifica ceva. Am impresia că asta neagră era cu reducerea cea mai mare, 70%, asta nu știu, 50%, cea galbenă 30% sau ceva de genul ăsta. Deci o perioadă promoția așa s-a desfășurat. Alegeai pantalonașul ăsta de la RAF, dacă bulinuța era neagră înseamnă că avea 70%, dacă era albastră avea 30% reducere sau cum era, mă rog. Dar când am cumpărat eu, era promoția asta de indiferent de culoarea bulinii, produsul era redus cu 70% sau se reducea la casă cu 70%. O bluziță, un tricouaș cu paiete, acesta a fost 29,90, de asemenea v-am spus redus cu 70%, acest tricouaș cu cireșe. Vă dați seama ce am mai găsit la finalul verii, 24,90. Acesta, tot 24,90 cu aplicație așa în relief. Această bluziță care mi se pare că imită un pic ea, mi s-a părut tare drăguță, tot 24,90. Vedeți, bulinele aveau culori diferite și la un moment dat se aplica reducerea în funcție de culoarea bulinii. În interior nu s-a mai ținut cont de asta. 14,90 lei acest tricou cu căluț. Eu l-am luat fetelor în mărimile de la anul, bineînțeles că acum s-a dus vara, nu le mai pot purta hăinuțele astea. Pantalonașii 29,90. Colănței ăștia 3 sferturi cu aplicația asta cauciucoasă așa, frumos. 22,90. Și ultimul este acest set, da, acest set de 3 colanți, tot 3 sferturi. Așa, culorile, ăștia sunt simple și asta cu domnișoara pe bicicletă și printurile astea de vară. Acest set a fost 59,90. Dar de asemenea v-am spus și el s-a redus cu 70%. Dragii mei, am încheiat acest clip de cumpărături. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și vă aștept cu drag la următorul haul pe care îl voi posta pe canal. Vă îmbrățișez, pa, pa!